Începând de astăzi, administrația slătineană a declanșat lupta cu insectele. Aceasta va fi dusă până la finele acestei săptămâni și se va desfășura atât de la sol, cât și cu mijloacele aviochimice. În perioada imediat următoare, Primăria Slatina urmează să deruleze o nouă etapă a acțiunii de dezinsecție asupra domeniului public de pe raza municipiului. Vorbim de o acțiune care se va întinde pe parcursul unei săptămâni și va avea loc atât la primele ore ale dimineții, dar și seara, având loc împreună cu echipaje și utilaje de la firma care a concesionat serviciul de dezinsecție. Acțiunea de dezinsecție va fi realizată de angajații firmei specializate cu care municipalitatea are contract. În desfășurare vor fi folosite substanțele avizate de autoritățile în domeniu pentru combaterea insectelor. Dezinsecția debutează ca de obicei cu utilajele la sol, urmând ca în zilele de 5 și 7 iulie 2018 să se facă și prin mijloacele avio. Autoritățile au stabilit împreună cu reprezentanții firmei care se ocupă de realizarea dezinsecției un program clar pentru intervenție. Singurul motiv care va conduce la amânarea unor etape din program este cel legat de vreme. Această acțiune de dezinsecție va continua însă și în perioada următoare, mai exact atât în luna august, dar și în cursul septembrie, când în fiecare dintre aceste luni, pe parcursul unei săptămâni, această acțiune de dezinsecție să se deruleze la nivelul municipiului. În acțiunea de dezinsecție vor fi implicați 20 de agenți și se vor utiliza 9 mijloace de transport, 16 aparate generatoare de ceață rece și 4 aparate generatoare de ceață caldă.